Бună ziua, Edinets! Noi astăzi pretindem că suntem o nouă forță politică. Mergem în Parlament cu colegi primari din toată țara. N-avem pe liste foști deputați, foști miniștri. Noi avem pe cei care au mințit sau dezamăgit oamenii în ultimii 30 de ani. Îmi doresc ca toți cetățenii din Republica Moldova să înțeleagă clar că fără un plan de modernizare a țării, Republica Moldova nu poate fi într-o bună zi un stat puternic, cu o economie puternic, cu salarii, cu pensii, cu toate lucrurile importante care oamenii le așteaptă de 30 de ani. Pentru ca satele și orașele din țară să nu sufere, consiliile raionale trebuie lichidate. Încă o dată repet. Raionul și satele, primăriile rămân la locul lor. Eu n-am nimic împotriva ca cetățeanul simplu să aibă, în afară de cetățenia moldovenească, să aibă pașaport ucrainean, românesc, rus, de care doresc. Dar oamenii care conduc țara sunt obligați să fie doar cetățenii Republicii Moldova. Noi astăzi am elaborat un proiect, primul în istoria Republicii Moldova, ca să fie susținut sportul și tineretul, așa cum este susținut în municipiul Bălți, și avem rezultate foarte bune la nivel național și internațional, noi ne obligăm să propunem în Parlament proiectul de lege care prevede ca 5% din vânzarea țigărilor și alcoolului să fie direcționați banii direct pentru susținerea tineretului și sportului. Mulțumesc, Edinets! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.